În spatele meu se află o încăpere cu temperaturi joase și una cu temperaturi ridicate, iar ambele vor deveni din ce în ce mai extreme pe parcurs. Cine va rezista ultimul înăuntru va câștiga $1000. Sunteți gata? Da! Eu și cu Iuli ne vom duela în diferite probe extrem de grele pentru echipa noastră inscripționată până și pe tricou, iar din fiecare dată când unul dintre noi pierde, cu echipierul nostru de dinăuntru va trebui să sufere prin creșterea sau scăderea temperaturii și alte chinuieli extrem de grave. Ești gata, Iulica? Te spari? Da, da. N-ai cum. N-ai cum. Dacă nu câștigi tot, va trebui să stai și tu aici ca să vezi cum e. Aoleu! Va fel și tu, Iulica, da? Nu, mă, nu, o să câștigăm. Începem cu prima probă unde eu și cu Iuli ne vom confrunta într-un test de forță, iar dacă să zicem că eu îl trag pe Iuli după marcajul acesta de la jumătate, tata Mițanu va suferi prin eliminarea unui articol vestimentar și adăugarea unui ventilator care să intensifice frigul de dinăuntru. Vrei să nu se îmbrace partul, să fie mai cald la ea. Hai că nu face mai cald la ea. Hai să vedem. Hai, 3, 2, 1 și trece cu Iulica. Aoleu! Haide, Iulica! Îmi dor mâinile, nu știe, frate! Hai că te trag ca pe parube! Bă, ce forță are Iuli! Alunecă Iuli, bă! Ține-l, Iuli, așa! Și... Bă, băiatule, parcă m-am încărcat așa, tata Mițanu. Hai, cu ventilatorul ăla și cu încă o haină jos, că prea tăi fofolițe. Bravo, ești tare. Normal, mă, sunt power, ce ai? Ce ai făcut, mă, Iulică? N-am avut, mă, ce să fac, face și sală, na. Hai, frate, că mă ia fricul și pierde și banii. Hai, că o să câștigăm, stai liniște. Hai. Aoleu, ce frig e și pe lângă i-am adus tata Mițanu încă un ventilator care să face fund ăsta să intensifice frigul. Tata Mițanu, dă-mi, te rog frumos, și un articol vestimentar, da, ca să ne aduci mie ăsta. Hai, mă, dacă a pierdut Iulia al tău, el e de vină. Bagă de ăsta. Da, Iulica! Ce am crezut eu? Ia da? Ăsta și plecă de aici. Maică, plecă, mi-e frig rău de tot. E bine, mi-a dat frarul bun. Mamă, mi-a adus asta, bă, băiatule. Două ventilatoare fac asta un frig de muri. Vreau ca Mitu să câștige fiecare rând, pentru că nu vreau să sufăr deloc challenge-ul ăsta. Barbie era cu moralul mai ridicat și într-o stare generală mai bună, așa că am vrut neapărat să profităm de asta și să câștig și următorul challenge. De data asta, primul dintre noi care are echilibru mai bun și ajunge la capătul acestor bârne, în timp ce ține un nou în lingură cu gura, își va proteja cu echipierul, iar cine ajunge ultimul își va face cu echipierul să sufere o tortură rece sau caldă. O să vedem imediat. 3, 2, 1, 5. Hai, hai, Iulica, hai, Iulica. Vreau să câștigăm proba, te rog. Ușor, să nu te dezechilibrezi, ușor, ușor. Am încredere în tine că vom câștiga. Mițu, să clatine, e bine. Te rog, nu, nu. La Mițu a căzut două primul. Iuli, s-a spart primul. Ție ți-a căzut, mă, frate, că m-am speriat de tine. Cum mă să cadă mie primul? Ție ți-a căzut. Mințu, să nu mai îmi bage mie aici ceva. Trebuie să ne uităm pe filmări, nu se poate așa ceva. Ia uite-te, bă, băiatul, nu vine să cred, bă. Bun, avem filmarea pe camere și hai să vedem exact cum stă treaba ca să încheiem orice fel de discuție. Da. Se vede cum eu și cu Iuli eram puțin în fața lui Iuli, da? Iuli se uită la cameră. Pare mult mai stat. El a câștigat noi. Este, bă, bravo. Este, bă. Nu vine să cred așa ceva. Aoleu, Parpilianu. Ai de suferit. Poate că mor de cald aici. Asta e ce să facem. Parpilianu, pentru că ați pierdut, ți-am adus niște bufuleți iuți. M-am cu Carolina Ripper, da? Frate, pe bune. Și-am văzut afară cât ți-e frig. Ia și niște pantaloni pe tine. Cum să fie frig, e cald de bune. Hai, hai, hai. 40 de grade. Bagă, Barbie. Trebuie să mănânc pupat, din așa. Da, da, mănâncă jumătate de pungă. După ce e foarte cald aici, mor de cald, mai dat să mănânc și eu. Te mi-ar de gura, dar nu mai pot. Mamă, uitați-vă cum arată, frate. Hai, Barbie, mănânc o dată. Ce faci? Hai, mă, frate. E iute rău de tot. E de-abia începutul și uite ce nasoli vă mâncățești și gura ta. Deci pe parcurs o să devine treaba tot timpul din ce în ce mai extremă și ăsta e de-abia începutul. Deci, mamă. Barbie a mâncat cu succes jumătatea de pungă cu pufuleți, care au cam dat-o și peste cap de la iuțeala aia extremă, iar după a și venit următorul challenge. A venit momentul ca norocul să vă decidă soarta, nu noi, așa că eu și cu Willy vom da de două ori de roata norocului sau a ghinionului pentru concurenții noștri care se află înăuntru. O să picerele sau și bune? Da, așa e, dar dai tu primul, hai. Nu, fetele. Barbie, e fată. A, Iogen, ok, bine. Hai, ia mă să vedem cum stă treaba. Și ia pe tine o haină. Să vezi ce fa lui Barbie, m-am gândit acum. Aoleu. Ia fii atentă, costumul ăsta de saună, ce părere ai de el? De mine, frate, pe gândura asta. Bă, n-are mă cum să stea cu el atât. Ce mă, nu mă interesează, ai pierdut la roată? Haide mă. Hai, Barbie, te rog frumos, îmbracă-te. Dai și tu acum, stai să vezi. Hai, ia pe ăsta, dar stai așa, stai. Mordică. Asta e Barbie și-a luat costumul ăla pe ea, dar noi o picam ceva nasol și lui tata Mițanu. Ia să vedem. Și ești torturat. Să vedeți ce-i pregătesc eu lui tata. Bă, ce mână ai avut. Ce frig e aici, dar fii atent cum stă treaba, că o să intensifice și mai mult. Ți-am adus acest aer condiționat portabil pe care va trebui să-l ai înăuntru început de acum încolo.
și pe lângă, ca să fie tortura, tortură, trebuie să-mi dai și un obiect vestimentar, un articol. Haide, haide, 5 secunde! Ce ghinion am, bă, 5, frate, 4, 3, 2, 1. Tu ce am? Bă, ce ghinion am, bă, frate. Ce, ți-e frig? Da, lasă cum iau eu, nu-i problemă. Mi-a paralizat mâinile, mâncați-și, gata. Iar de găina am la mâini. Bine că mai intră căldură, că deschide ăștia ușa, că paralizez aici, mâncați-și. Altceva când e de la egal la egal, amândoi chinuiți. Hai să vedem ce-i pică și Lupardi totuși. Ia să vedem. O, 5 minute în camera celuilalt. A, e bine. E bună, bă, e chiar un lucru bun, pentru că acum eu o să-și dau un refresh, cred. Da, nu mai pot de cald, vreau la rece. E bine, hai. Hai, Barbiliana mea, hai, ușor. E bine, câștigăm, luăm banii. Mamă, ce bine e aici, tata Mițanu. Mă, e frig, mă, e frig. Bă, poți să mă trec mâna aia 5 minute în camera aia, că nu mai pot de plimba, mâncați aici. Lasă-o, mă, îmi pace, Barbie, tu stai aici 5 minuțele, da, ca să te stai un refresh. Mi-au paralizat gambele, băiatule, băi. Am ieșit repede de acolo și am lăsat-o pe Barbie să se răcurească. Totuși, ea nu a stat cele 5 minute complete, pentru că i s-a făcut enorm de frig, așa că a revenit în camera ei super caldă. Și a venit momentul pentru ultima rotire din partea lui Iuli, pentru tata Mițanu, practic. Da, ia, ia. Ești torturat iar de două ori. Ce, mă, ce? Tortură, iar. Iar, mă, tortură, bă, Iulica, bă, frate. Tata Mițanu, ia, fii atent, vreau să mănânc 10 gome mentolate. Bagă-le în gură prima oară, haide, bagă. Bă, băi, 10, spai, mă, bă. Hai, gata, atât, ajunge. Mestecă-le, mestecă-le. Și acum vreau să baci niște apă de gură. Lasă-le în gură acolo, lasă-le în gură. Hai, deschide gura. Stai așa să ieși eu aici. Nu, nu, lasă, stai cu capul aici, frig. Nu, nu, hai la frig, la frig. Hai să vedem, mamă, uite cum se fac gumele alea. Hai să vedem, deschide. Bagă, bagă. Mamă, ține în gură. Ține în gură 10 secunde minim. 10. Nu, mamă, ce frig, dă-te mai în spate, cât mai poți. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Gata, poți să schimbi dacă vrei. Bă, băiatele, bă. I-a înghețat creierul, cred. Zici că e anestezie dentară, mâncați-și. Mama, termina, nu mai pot să vorbesc. Hai să-i mai lăsăm un pic să se chinuie și continuăm nebunia. Tata era izbit de frig în toate părțile corpului. Picioarele erau reci, gura și creierul la fel, dar nici Parpi nu arăta prea bine, așa că am zis să le dau o motivație cumva. Ce faceți, mă, concurenții mei? Mamă, cum arată mâncarea asta, nu-mi vine să cred. Vă place mâncărica pe care tocmai vreau să vă ofer? Pentru că fiți atenți cum stă treaba. Poate v-ați întrebat de ce aveți acele arcuri în mână. Ei bine, ca să beneficiați de această masă, va trebui să spargeți cele 3 balane de culoarea voastră din fața voastră, da? Trebuie să câștig neapărat. Sunteți pregătiți? Da! E foarte importantă masa asta, deci concentrați-vă. 3, 2, 1 și hai, hai să vedem! Din prima! A spart par prin primul balon, nu vine să cred! Nu vine să cred, ce țin tare! Și hai să vedem! La tari, tata Mițanu și par pe al doilea balon! Am dat 2 din 2, ești nebun! A reușit să doboare 2 balone din 2, să ce zic! Tata Mițanu a reușit și el! Revin! Hai să vedem! Tata Mițanu, 1 la 1, momentul de față! Nu vine să cred, Barbie a ratat, a dat foarte aproape! Și în momentul de față se va trece la săgeți de darts, pentru că nu mai iau de arc. Barbie a ratat și arcul. Hai să vedem bătălia asta. Bă! Barbie a reușit! Tu ce? Mamă, a spart balonul ei, nu vine să cred! Tata Mițanu a dat! A câștigat! A dat tata Mițanu! Oh, frate, bă, nu se poate, a spart balonul ei. Am dat eu din poanie și l-am întors prea mult. Barbie practic va beneficia de toată masa asta superbă din eroarea lui tata Mițanu. Bă, cum ai putut, mă, frate, să dai din partea la Barbie? Ce, am dat în poanie, mă, mâncați și gata. Să dai cu stânga. Ia, vezi, Barbiliano, mare platou frumos. În copițone, ia, vezi. Ei, alo, 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 dă-mă și mie o mică, eu am spart ultimul balon de la voi, mă. Nu mai, mă, lasă. Barbie a păpat tot ce putea ea de acolo, recăpătându-și o bună parte din energie, în timp ce tata nu mai putea la propriu de frig, dar minutele s-au scurs, așa că... În următoarea probă, eu voi merge pe cărbuni, în timp ce Iuli va merge pe gheață, amândoi în picioarele goale și primul care ajunge în capăt și apasă butonul își va proteja cu echipierul de la o tortură rece sau caldă. Hai să vedem, te sparg! 3, 2, 1, 5! Haide, mă, să vedem, mama mea, cum înțeapă ăștia, bă! Ușor să nu te înțep, tata, ușor! Ce rece? E rece, Iulica, dar pe mine mă înțeapă! Dă-i tare, Mițu, vreau să câștigăm! Hai, Iulica, hai! Ce să fac, un pas mare? Au! Două! Este, mă! Este, mă, câștigat! Bine!
bine, băi. Să vezi ce-i falu parte acum. Mi-am dat pe la ochiul de ăsta. Bă, dar ce noroc are, mă. Te-ai împiedicat? Nu m-am împiedicat. Am înțeles un continuu, dar mi-am dat sângele. Frate, s-a mișcat prost rău de tot ce a fost asta. Ea va fi torturată. Parcă ți-a mai băgat încă două încălzitoare că nu transpiri deloc. Frate, eu nu transpir pe frunte, dar pe burtă și pe spate sunt foarte transpirată. Hai, lasă, mai ia și hainele astea pe tine să transpiri de tot, că ai pierdut challenge-ul. Bă, frate, bă, cum și astea da, și... Da, mă, dar l-ai pierdut? Auzi, mă, bă, eu vreau să-i bag niște gheață și luta Tamițanu, că la el s-a topit foarte mult și devine din ce în ce mai cald, nu mai fric. Ai pierdut. Bă, nu există, vreau să-i bag și noi, că la el nu-i corect să ne vină mai bine. Frate, că mi-e cald. Hai, hai. Hai, tata Mițanu, că parcă preții s-a mai topit gheața asta pe aici. Mă, ce fie să mă apri până pe ție. Ce faci, bă, cu asta? A venit să suplimentez stocul. Bă, păi stai, bă, că Iulia câștiga, nu tu. Bă, ție ți se topește și nu ai voie, trebuie să-ți rămână la fel de fric sau mai fric. Chiar era corect ceea ce am făcut. Gheața lui tata se topea constant și trebuia neapărat menținută la un nivel stabil ca să emane cât mai mult fric. Am gheață pe perete, gheață pe jos, sunt fleșcă la picioare, m-am udat rău de tot. Ce vrem să mai fac, mă, mâncați-și gura ta, uitați-vă și voi cum arată asta. Deci ca să nu credeți că glumim, uitați-vă, 47,6 grade fac chestiile astea din spate de aici, o căldură de mori, bă, băiatule, bă, la propriu. Parpiliana nu are glande de alea care transpiră în frunte. Chiar sau ceva de genul? Nu, niciodată, credeți-mă. E fleșcă pe aici, pe burtică, pe toate astea. Pe frunte, nu, uitați-vă la Mițu, spre deosebire de mine. Da, eu sunt jale, mai poți? Da, mai pot. Hai, bate parul. Temperatura creștea constant. Fiecare secundă îi se cade puteri din ce în ce mai mult și presiunea concursului creștea, iar noi am continuat cu un challenge. De data asta, mama Mițanu va ascunde acest cufăr auriu undeva pe spațiu de filmare, iar primul dintre mine și Iuli care îl va găsi dirijat de către cei din cutii va câștiga beneficiul care este în acest cufăr și totodată va da și pedeapsa celuilalt. Hai să vedem, suntem gata? Gata, sunteți pregătiți? Suntem, hai, suntem. Puneți-vă măștile pe ochi, mâinile la urechi. Mamă, okay. Și hai, așteptați, gata. Hai, hai. Am încredere că Mițu va câștiga, te rog, Mițu, câștigă, că nu mai pot de cald. Îl țin pe Iuli, câștigă proba asta. Gata, băieți, gata, haideți, căutați. Okay. Hai, tata, hai. Mițanu, zi unde? Zi, stânga. Mițu, stânga, Mițu, stânga. Mițu, dreapta, dreapta, Mițu, dreapta. Unde, mă? Jos, stânga, jos, stânga, Mițu, Mițu, stânga. Iuli, stânga, stânga, Iuli, stânga. Unde, dă-te, mă? Stânga, Mițu, stânga, jos, 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 Mițu, Mițu. Unde jos, mă, stânga, băi, ce e? Mițu, dreapta, dreapta. Mițu, stânga, coasă, coasă! La mă, cred! Bravo! Bă, băiatule, bă, ia să vedem ce e înăuntru! Bănuți, tată! Bine rând, tot și ia mâna, ia mâna! Și hai să-i dăm o pedeapsă și lui tata Mițanu, mă! Nu-i nimic, Iulica, ai fost aproape, ai fost aproape, nu-i nimic! Vai de capul meu, ce frig e, bă, băiatule, da, tata Mițanu, fii atent cum stă treaba! Iau de aici niște gheață, da, uite frumos, așa, toate cuburi, lasă-mă să spun aici, ia mâine, ia mâine jos! Mâine jos, să spun aici, da, 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 da! Și pe lângă gheața asta, aolo, un articol vestimentar! Repede, haide, repede! Ce vrei tu? Articolul vestimentar, 5 secunde, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, noroc, bă, dar spune ce căciună ție în regă, ce? Da, mă, că sunt chelius. Bă, mă, stai să-ți cu gheața, bă, frate. Oh, no, băi, de capul meu, ce frig e, bă, băiatule. Băi, deci cum bat chestiile astea? Bă, n-aveți idee, mă, ești nebun? Challenge-ul continua deja de mult timp, așa că m-am sfătuit cu Iuli ce să le mai facem concurenților, iar după câteva discuții am ajuns la concluzia asta. Bun, am decis împreună cu Iuli că începând de acum vom da câte o provocare fiecare, orice ne trece prin cap, până când unul dintre coechipierii noștri, din păcate, va renunța. Ești gata, Iunica? Da, sper să fie ceva ok. Parte pentru prima provocare ți-am adus niște nuduri super, super picați. Am înțeles că îți place picatul. Poftă bună. Hai, ia și mănâncă. Și să-i ia de aia mâncat eu cu tata, vai. Hai, Parpiliana, ia și mănâncă, că vreau 3 linguri minim. Mamă, 3 linguri? 3 linguri, hai, nu lingurițe, linguri. A, rău de tot. Mamă, eu ies afară, că nu mai pot cald aici. Încă două, ca să nu pierdem challenge-ul, te rog. Nu mai pot, dar rău de hai, tot. Hai, hai, bagă. Mamă, e și fierbinte, uitați-vă că iese la propriu abur. Bă, băiatul, nu știu dacă se observă pe cameră. Hai, încă una, mai poți. Haide, mă, hai, hai. Bravo, nu ieși, nu renunța. Aole, e bine, a făcut provocarea asta. Să vedeți ce dau eu lui tata Mițanu acum. Că, mamă, n-aveți idee ce iuți sunt ăștia. Lapte. Lapte? N-am, dar stai așa că mă răzbun. Mamă, pune gură, mi-a de gura. Mamă, băiatule, da frig aici. În fine, nu contează, stai să vezi ce-ți fac eu acum ție. Vezi înghețata asta? Vreau să mușc așa direct cu dinții. Ha, ia-o pe asta de aici așa. Jumate minim direct cu dinții. Jumate, 3, 2, 1. Mai mult, mai mult, mai ia o gură. Mamă, să-i dea brain freeze să iasă din camera aia de acolo.
Gata, gata, dă-i o dă. Așa, așa. Hai să vedem și cum s-a răzgura așa cum nu ai nimic înăuntru. Deja îmi place, mă, mănânc. A, da, pentru provocarea asta să vezi ce fac eu lui Barbie. Să vezi ce provocare îi dau acum. O să-i dau lui Barbie cu fâs-fâs de ăsta cu spray de bășind miroase. Bă, ce faci, mă? Ia, fie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aoleo. Mamă, cum pute ăsta? 5 minute stai acolo. Ce 5 minute, mă, dacă nu mai vrem ieșim, practic. Ieșiți și dați-ne banii, că vreau 1000 de dolari să împar cu Iuli. Mamă, cum pute. Hai, Parpiliano, ieși. Vă mi-e rău, vomiți. Stai să vezi ce-ți fac eu acum, ia fii atent! Spray-ul ăla ți-ntoarce stomacul pe dos și Parpi tocmai ce mâncase, lucru care a accentuat efectul acelui spray, totuși a trecut cu succes, iar după m-am dus eu la tata cu ceva și mai tare. Ia fiți atenți aici, mă, dragii mei, fiți atenți cum stă situațiunea. Am aici acest anorac unt pe care m-a trebuit să-l iei pe tine. Ia fii atent cum este apa din el, ia! Mai stoarce, mă, frate, mă, păi nu le zis așa, eu lui Parpi nu i-am dat chiar de-astea așa. Mamă, sper ca după provocarea asta tata Mița nu se iasă, e horror. Bă, frate, m-ai băgat și gheață în apa aia, mă? Hai, ia-l, ia-l! A, ia uite cum iese apa din el! Bă, nu mai pune apa asta, ia-l să intre în tine asta! Aoleu, mamă! Cum e, mă? Ce frig e, mâncați aici! Renunță! Bă, dă căciula, bă, bravo! Renunță! Dublu bicea, să mă, dă-le, mă, provocarea! Hai să vezi ce provocare îi dă lui Parpi acum, ha? Da? Bine! Haide, mă, ia, mă, că duce, Parpi! Mi-e frică de provocarea pe care o să zică Iuli. Parpi, iau, ce provocare! Ce sunt moști? Plasturi extrem de iuți, foarte iute. Ce vreau să te dezbraci cum ai fost inițial. Bă, frate, și? Ce ți-ai pompat o gură? Hai, poți! Încercam să o încurajez, știam că tata nu mai rezistă mult, dar plasturii ăia erau incredibil de iuți. Ce-am miroasă ăsta, Mițule? Fai de capul meu, baftă, Parpi! Hai, Parpi, ți-ți de mâna? Mi-e milă de ea? Îmi pare rău de Parpi. N-aveți idee cât de mult ard chestiuțele astea? Frate, chiar îmi arde mâna! Fama, mentol și ardei iute și tot! Ia să strigiți-e degetul aici! Tu ți mai pui, frate, că mă arde pe tot! Tot corpul! Hai, mă, că e prea extrem! Tot corpul! Să vedem cât rezistă, că aici că rezistă mult! E bine că nu l-am întins bine pe ăsta! Încă unul mai ai! Unde mai picior, mi-i pui? Picior! Iar arde! Mamă, nu știu că pot să stau ard toată! Hai, că o să încerc să-mi dau o provocare extremă, mai rezistă! Poate, de acolo! Hai, Barbie, renunță, că nu poți să mai rezisti! Hai, că poți! Ușor! Tace tare! De ce mi-arde tot corpul, nu mai pot? Pentru ce i-ați făcut voi lui Barbie acum? Zăcăre și nu mai pot, îmi arde tot corpul, frate! Avem această gheață pe care vreau să-ți o pun în apă, la propriu și să-ți... Nu mai pot, ies! Bă, ce s-a urmărit? Bă, ai ieșit Barbie! Ai ieșit Barbie! Dă banii, bă! Dă banii, ai ieșit Barbie, bă! Ce ai făcut, Barbie? Dă banii, am câștigat! Ce ai făcut? Nu mai pot, îmi arde tot corpul! Nu-mi vine să cred, tata Mițanu și Iuli sunt oficiali câștigătorii acestui challenge! 1000 de dolari s-au dus la ei, nu pot să cred așa ceva, bă! Aoleu, nu uitați să veniți la Trai Academy, cea mai tare academie de notopeni și în Dobroiești. Ăsta a fost și regiu, dați un click, băutonul de like, subscribe. Eu v-am pupat, tata Mițana la banii. Pa, pa.